Bună dimineața, copii! Sunt noroșii noștri! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă suntem fresh! Fresh, fresh! Noi destul am dormit. Deci o să luăm micul dejun și să vedem ce program facem pe azi. Da, vrem să vedem cam ce putem face, că e puțin nourat afară. Mm-hmm. Am avut, așa, am planificat să mergem la waterpark, dar pentru că soare nu-i. O să fie frig pentru water park. Să vedem, poate în altă parte o să mergem. Hey, Mr. Policeman. Haideți să mergem în altă parte, că sunt foarte multe locuri de vizitat, da. Chiar prin preajmă. Așa n-ai mm-hmm. ciorapii din ștrani, da? De la bowling. Ai ăla de la bowling? Da! Ciocolata s-a pasat cam greu. Aha, azi mai ușor de bine. Ieri s-a pasat greu. Chicken turkey. Foarte gustoasă este. Eu o să-mi iau iar de asta. Și hamul este gustos. Azi văd că este și ananas, eu o să încerc ananasul. Noi astăzi suntem mai matinali, prietenii da. Cu noi venit. Nu, dar ne-am înțeles la 8, e întârzie. Azi, noi am rezervat masa, mi-am luat așa chicken, două ouă, morcov roșii, îmi place foarte, e tot e gustos. Tot e gustos, mai ales roșiile și... Așa, din puțini hotele care sunt mai multe așa de bine. Da. Poftă mare, copii! Poftă mare! Ariana pancakes, Alex lapte cu cereale, somnoroase păsărele. Da, nu, așa rezervată pentru noi. Cine că doarme încă? Nu, măcar bună dimineața, fetele! Afară un pic nourat. Am hotărât să nu mergem la Gardaland. Pentru că nu e răcoare, e 20 de grade, dar... Mergem să vedem alte locuri, vrem să ducem la Verona, la mall. Cam ajuns la mall, la El Nos, și e o parcare foarte mare, asta e, nu știu, pătrimii din toată parcarea. Am mers mult pe aici, prin subterane. Da, hai să vedem El Nos, El Nos Shopping. Deci, și nu intrare, dar cum vrei, cu muzicanță. E o corătare simplă. Mhm. Da, unde e? Simplu la mare, e și Ikea aici. Nu uităm unde suntem, parcare. Wi-Fi free. Yeah. Ne-am ridicat. Și mai este o parcare și de sus. Asta e parcarea 1, aceea e minus 2, cred că ne-o ridicăm și mai sus. Hai, Ariana, hai, hai. Căzut-i harbuzo. Harbuzul? Mergi la Gardaland, am căzut un harbuz. Ei spun la doamna de la casă, căzut e harbuzul. E, dar înțeles. Și farmacie. Da, hai. Încărcăm o mașină de spălat, da. O vindem mai scump la Moldova. De ăștia bani. Hai întoarce-te, Ariana. E mare, mare. Cum să întrebăm informații, să nu facem cercuri mari. La parcare, parcă erau puțin, dar era parcarea minus 2. Dar este și afară parcare. Ai văzut că nu e lume. Da, hai să ne urcăm mai sus, dar da, pe aici, să n-a să intre aici. Să vadă de hainuțe la copii, că sunt scaune. Să mișcă așa peste tot, super. Și aici ce mare, bă, e mare, mare. Dacă încolo se vede Ikea, departe. Copiii acolo se joacă, mă duc să văd unde e mămica. Cam mă îndoiesc ca să o găsesc în magazinul ăsta. Bă, cu și încercăm să văd, o găsit ceva? Îmi crezi că nu te mai găsesc. Oho. Foarte mult. Dar e greu, foarte. Da, poți să o duci. Lasă că mă duc eu încă jumătate aproape. Încă jumate? Din magazin, vezi, nu mai. Pe unde? Nici nu am văzut-o. Eu găsit nu, ceva? Nici nu știu pe unde, n-am idee, dar e mai foarte mare. Copiii tot sunt
Nu, copiii sunt afară, noi suntem copii da. Acolo la canapea. Și Sasha tot e la canapea? Da, da. A, nu știu, eu n-am văzut-o. Peste două ori a ieșit și mamica. Adică asta e geanta noastră, așa e lui Ina. Și Ina care le-a adus și baloane la copii. Schimbi bitcoin pe bani. Abia da, nu, tu ai picon bitcoin, adică scoți bani, cash. Da. Super. Să bitcoin? Da. Am venit să mâncăm ceva, că vrem să ne ducem în Verona și cine știe acolo ce o să găsim. Ce vrei? De unde? Ia, acolo, da, da. Hai un club sandwich să luăm. Dulce rece. Ne-am oprit aici să mâncăm pite. Noi am luat pite, am găsit un restaurant grecesc. Chiar vorbeau greacă, am vorbit în greacă, am comandat. Și copiii au vrut mec. Le-am luat mec. Lasă să gust și mecul din Italia să vedem. Poate e mai gustos. Cred că da. Hai, poftă mare, copii! Poftă mare! Și am luat cola grecească. Da. El a spus că anume din Grecia. Greca. Da, s-a făcut în Grecia. Adă și tot e grecesc. Hai să gustăm. Da, este gyro tău. Da, este gyro, am luat gyro de pui. Am ajuns în Verona. Și căutăm parcare și am găsit că e ceva subterană. Și acuși. Văd că sunt locurile sunt limitate. Suntem în rând, da, câte unul intră, unul iese, unul intră. Iată și parcarea. Noi la minus 3. Am intrat și drumul foarte greu, adică ne-am rotit așa de vreo două ori și ne-am coborât, dar am încăput abia. Starea noastră jut, stai. Și acum azi ne întâlnim cu Sofia afară, că ei toți s-au parcat pe undeva pe aici. Nu am putut să ne parcăm alături. Verona, baby! Foarte greu cu parcarea aici. Intensa San Paolo. Ce înseamnă asta? Merge și pe la umbră puțin. Așa ca finele oamenii stau. Дерево фрумасы. Вообще еще варя. Фармачия интернациональный. Мол, все их не скло. Умбра. Ну, я же кого-то кауриста потенц не дочь, чем он черк сфачу. И ладоли этаж с фильма. Tot interesant. Foarte frumos, liniște. Multă lume. Unde s-au luptat gladiatorii, da? Da, și distrusă. Da, da. Văzut filmul Gladiator, foarte super. Ferrari Italiano. Poliția locale. Că așa e poliția aici. Mașina e bătută de grindină. Dar aici ce -i? Asta mare. Știi și aici, Ina? Știi și aici? Asta mai tare. Da, asta e. Ia uite, stare civilă. The best of the best. Stare civilă e aici. Fac nunți. Ce se reface, sau? Da, foarte mulți turiști. Foarte mult. Și grupuri sunt. Și grupuri, vezi, adolescenți. Da, cred că de la școală. Nu cu maturi. Da, poate în excursie. Au venit. Și miroase a tei. A ce miroase? Așa da, frumos. Da, copaci. Mhm. Uh-huh. Să facem și poze. Așa. Așa.
așa, așa, așa. Fetele învață un dans, să facem atunci. Aici decorații. Cred că le instalează și fac ceva. Da. Părintic în gât. Îți place sus? Niki. Da, Niki doarme acolo. Mergem pe o stradă așa frumoasă. Și uite, Arena, vezi? Astea sunt apartamente. Aici trăiesc oameni. Da. Da. Ce frumos. Ce, ce? Tot așa apartamente? Da. Păi da, astea sunt banzuri, cum se numește la noi. Nu draperii, nu pierdea. Jaluzele, dar făcute din lemn. În Grecia tot sunt așa. Foarte frumos. Ce așa restaurant. Ia ce bună, Arena. Ia uite, asta e picioruș de porc. Vezi? Uh-huh. Căutăm balconul lui Giulietta și nu-l găsim. Dar e foarte frumos. Da. În Grecia tot așa, în orașul vechi trăiesc. Julie. Giulietta. Am ajuns la o intersecție. Așa, Giulietta e Romeo. Unde? Noi suntem aici, ia ca Via Scala. Noi suntem aici, ia ca am găsit adresa, vezi? Aha. Noi suntem în spatele la... Asta e strada Via Scala. Da, acum noi trebuie să o luăm. Noi trebuie să o luăm în coloră. Miroase așa pizza, așa kebab și de toate. V-ați clarificat? Da. Eu văd că casa de la Giulietta, dar pe aici eu nu știu. Hai, voi vă duceți la Arena, dar noi la Giulietta. Nu, noi ieșim acolo. Stai, Iulia. Hai, Giulietta, unde ești? Da, mai, dar toți au venit să o vadă pe ei. Să-i vadă balconul Giulietta. Alex, da, țineți-i din noi. Aha, pșune. Uitați-vă ce super arată. Deci am dat un iar maroc. Interesant. Pălării și multe chestii, ca șpiță. Magnete pentru frigider, 2,50 €. Maști diferite. Paste colorate. Oh no, uitați-vă și paste. Condimente. Da, lumea nu se termină. Peste tot foarte multă lume. Dacă aș... magazine, cu haine. Bine că nu-i soare și-i căldură, ha? Multă lume și bine că nu-i cald. Sunt 22 de grade și inaugurat așa e numai bine. Nici frig, nici cald. M27, parcă suntem pe autostradă, pe autoban. Nu se mai termină lumea.
din chipul prin august, ce se face aici. Copii au văzut jucării și am intrat să vedem. Să-și aleagă ceva. O, ce de mare. Mariana, ce jucării vrei? Hai, alege ceva. Alex, hai alege și tu ceva. Mai încolo, hai să mereți. Mariana, du-te la mama tu. Hai să mereți și îți place. Magazin de jeleuri și ciocolate. Da, și nu luați multe, pentru că... S-au separat mai bine, dar din care să-și dea mai bine. Da, da, da. Dă-i o mănuș, hai, dă-i o mănuș. De la mine. Hai, dă-i mănuța. Ciocolate și pampasiele. Foarte multe și frumoase. Dacă astea banane, știu că le-au gustat copiii și le-au plăcut. O ușoare. Interesant ce este. Negre. Asta trebuie să fie gustos. Care vă fac din ochi? Și banane mari aici, oho. Mari. Dinți. Căpșune mari. Așa de mari, I guess. Degetele mele, un fel de macarons. Și wow, oh no. Alex, tu de care ți-ai luat? Oase? Tu ți-ai oase cu sânge? Aha, super. În sfârșit am ieșit din... Uf, multă lume. La casa Inbra, aici. Lumea se așează, se relaxează. Ne ducem încolo, poate reușim la trenuț, să vedem. Nu știți, prieteni, asta este un tren, adică era, am trecut și știți, voi trebuie să-i tăiați capul și acolo n-au transferit ceva. Să dai capul? Da, azi verificăm acasă deja. Roma o morte. Deci probabil jos sunt restaurante, dar deasupra trăiește lumea. Mai pe scurt, nu am reușit la trenuț. Uite ce paste aici. Îți alegi pastele care îți plac? Pescaria. Papa, Verona. A fost interesant. Și ce important, nu a fost soare. Și căldură. A fost 22 de grade azi. Uite, să pindea să ne ridicăm. Foarte, foarte strâmt, dacă e centru orașului. Dar bine că este parcare. Minus 3. Da, n-aș pici, cu busurile cum intră lumea aici?